Cu toții știm că în preajma sărbătorilor pascale, obiceiul de a vopsi ouă presupune adesea cumpărarea unei cantități mai mari de ouă, pe care cu siguranță nu le vom consuma prea repede. De aceea este esențial să ne asigurăm că alegem de la bun început ouă cât mai proaspete înainte de a le colora. O metodă prin care puteți verifica prospețimea unui ou este testul scufundării într-un vas cu apă. Folosiți un vas transparent, de preferință din sticlă, pe care să-l umpleți cu apă și scufundați ouăle. Un ou proaspăt care nu este mai vechi de 4 zile va sta orizontal pe fundul vasului, deoarece ouăle proaspete sunt mai grele decât cele vechi. Dacă oul se scufundă, dar stă puțin ridicat, este vechi de aproximativ o săptămână. După două sau trei săptămâni, oul se scufundă, dar poziția sa va fi aproape verticală. Dacă oul se ridică la suprafața apei, înseamnă că are o vechime de mai mult de o lună. Oul le plutesc la suprafața apei, deoarece după o perioadă, umezeala din interior se evaporă prin coajă și este înlocuită cu aer. Astfel, cu cât este mai mult aer în interiorul oului, cu atât acesta plutește mai bine și deci este mai vechi.